Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod la Căsuța. Din pădure! Unde Cornel spală covățâca și faci și pâinii? Nu fac pâine acum. Da, și faci, domnule. Treabă, faci curățănii? Da. Te-a păcătul! Te-a spalat vasele, de șele. Ia uite. Da, bă, trebuie spalat. Cornelie, mi-a venit o idee. Ce idee? Nu știu dacă... Stai așa că am aflat. Nu. Cașe la mine. Nu. Băi. Toată lumea o comentat. De asta stai în elușel? Bă, fraților, băi, nu pot și eu să țin un secret. Eu vreau să vă arăt și vouă. Dar voi ar trebui să tășesc din gură să ținem un secret, să nu mai vorbiți, să nu mai ziceți. Sute de comentarii am primit, comentarii de mesaj în privat. Mesaj în privat. Mesaj în privat cu poza ta și cu selfie și nu putea la clip. Eu nu m-am uitat la clip. Din cauza că știi care e treaba. Hei, eu stau liniștit că știu cum mă informează comunitatea. Da. Așa că te informează lumea. Așa nu că pot să fac, dar nu vă mai arăt nica de azi înainte. Nu-i mai arăt. Nu fac. Ba da. Cum să le arăt, domnule? Arătăm, domnule, și faptele bune și faptele rele. Eu am vrut să le arăt așa, am zis că bă, uite, așa că uite. Da, ei mă dau de gol. Nu mă mai joc. Nu mă mai joc. Mergeai cu pâine, am pus un arc. Dacă nu strângem la acest episod 30.000 de like-uri, da, eu nu mă mai joc, domnule. Nu te mai joci dacă strângem, mă? Nu mă mai joc așa. A, nu te mai joci așa, dar cum te joci altfel? Altfel, vedem noi cum. Cum te joci altfel? Ei, găsim noi o modalitate să ne jucăm. Păi, te-ai făcut Tetris, măi. Stai cu pâine, am buzunar. Domnule, da, dar e foame dacă tu nu faci de mâncare. Dai mâncare tocmai seara. Uite, văd cum mă duc jos. Dai mâncare seara? Ce, dar mâncai și seara, că asta era problema. Bă, dar normal, cum să nu vezi că eu sunt un munte de om? Mâncai să nu dai de bănuit? Tu nu vezi că am 100 de chili? Mâncai să nu dai de bănuit? Îmi trebuie proteine, vitamine, minerale, glucide. Mâncai să nu dai de bănuit, asta era problema. Tăi chestiile cele îmi trebuie. Aha, da. Acum și faci? Fac ordine pe aici și așa. Și mâncare? Mâncare mâine. Nu, pe treaba asta nu mai fac mâncare. Serios, dacă mai fac mâncare. Acum da, și crezi că eu îmi fac eu. E gata, mai ai pâine în buzunar? Acum, nu mai am, nu mai am. Nu mai am, bine, dar și crezi că stau cu pâine așa? Pâine, așa și era pâine? Dar și era, sandwich cu carne. Sandwich, domnule, păi dar cum, cărniță? Cărniță, cum? Păi da. Se putea altfel. Brânzâc topit, brânzâc, cărniță, păi da cum adică? Mi-am trebuit, domnule, proteine, minerale, vitamine, glucide, fosfat, lichizat, cum se mai cheamă, nu știu. Ce faci? M-ai udat. Na. Eu știu că și mă apuc să fac. Prima și prima dată, când am văzut că tot vine ploaie și să prind iarba așa, am să bag costoarea în funcțiune și am să flenduresc iar din nou iarba pe aici. Așa. Că, păi jali cu iarba asta, acu o flendurește, acu crește iar, acu o flendurește, acu crește iar. Că iarba crește, crește asta pe din iarba. Bag răb de costoarea în funcțiune. Este ceva de făcut o gaură așa? Să o pun în cuia așa. Cu limba. Hă? Și după aceea, după ce termin cu costoarea, m-am pus să fac gardul. Te-a pus de sapat aici așa? Da. Și eu m-am pus să fac balustrada așa acolo. Deci trebuie să ne organizăm. Trebuie să ne organizăm, să fim în așa fel încât să fim. Da, gata, o cai vorbi destul, dă-i prima dată. Gata, am plecat. Ah, și era suit. Aici am să fac eu ceva. Și sper. Aici fac eu ceva. Da și. Mâni, poi mâni, în episodul, da. Da? Așa. Hai să vezi ce fac eu. Da, oală, ce aș face. Fac, domnule, ceva acolo, hai să vezi. Da? Deci trebuie să spăl de ce. Am plecat. Nu uitați de tricouri, hanorașii, căsuța din pădurii, șăpși, adică șăpși n-avem șăpși. Și mai avem acolo mască de gază, nici mască de gază, mască de protecții și mai este. Nu știu, domnule, mai sunt stickerii, sunt tot felul de șmecherii acolo. Intrați pe letrico.ro/secțiunea youtuberi /tiberiușcornel, găsiți acolo. Am zis că lăs link în descriere, n-am mai pus link în descriere, n-am mai pus nicăieri. Am să scot niște, da, mai este o leacă de benzină, cred că nu-i ajunge asta. Și am să mă apuc să flenduresc toată iarba asta pe aici, până faci curățănii, Cornel. Și mâncare. Sper că azi să facă mâncare. Da, corect, și mâncare. Mai devreme, așa. Fă și tu, domnule, ceva care îți faci rapid.
Un mic dejun ceva. Mic dejun? Îți trebuie mic dejun. Păi da, și, mă, mare. Dacă vrei, poți să-l faci un mare dejun. Dacă da, normal. Dacă mic nu vrei. O tăbără pe mine. Pe bun că nu mă... Băi, dar și o tăbără. Nu mă pot apărchi acolo. Dar ce te-o pus prin strici acolo? Dar cum? Acolo sara. Când se duc el la culcare. Le fac traseu acolo. Ai grijă. E bun că nu a intrat în urechi, că îți spărgea urechea. Îți făcea gaură, vă obliga forța. Să dau mașina mai la deal, e? Să dau mașina mai la deal, că iară sparg geamă.
Vin cu așa, ai terminat acolo? Hei! Vin cu așa. Vin cu așa, ai terminat acolo? Da. Ești în ăla ca așa, că nu poți să îngur. Cum o țin? Așa țin. Dă mai sus o leacă. Mai? Așa. Bun. Mergeam. Așa? Nu știu. Brun, dacă nu mai trebuie deloc. Lamă. Mai ai un cui mari? Uite, din ne-ai adus două? Nu, că am găsit aici jos cuișa ăla. Nu se caută. Na, n-am găsit cui mari. Numai așa am găsit de zăși. Hai, da. Ai vezi, ajunge? Altă treabă, domnule, acum. Să pune el copacul ăsta alt, sau vrei să-l pui drept? Da, să pui drept, frumos așa. Bate aici, aici și are sprijin și sprijin, știi? Aha. Dacă ăsta îl folosesc la poartă, îl tai în două. Și îl folosesc la poartă, știi? Uh-huh. Pentru și... Da? Fain. Altă treabă acum. Da? Că altă treabă, curățenie, frumos. Ia uite. Balustradă. Balustradă fără iarbă. Ei, o mai rămas aici două smoașii de păr, auzi. Două smoașii de iarbă mai rămas aici, trebuie să dau și aici. Da, domnule, nu, trebuie să stau jumătate de zi eu cu mâna, așa. Dar cum tare, o jumătate. Păi da. Am dat și pe aici frumos. Știi tot. Am început să iasă iarba și pe bieș. Aici unde nu a ieșit atunci, de-am seamănat-o a doua oară. Ce mai mare dragă, domnule. E altă treabă, cu când e o leacă, nu se mai văd burienile și ele. Am să dau chestia asta de aici. Păi, uite că ți-i am doasele amici. Toate strâmbăturile de cui le adunam. Da, cum? Dar de bun. Păi cum? Se poate folosi? Refolosi. Da. Șmecherie, domnule. Șmecherie cu buton. Facem o pauză la măsuță, acolo, pe urmă, tu te apuci și te fac cu găurile pentru gata. E gata. Pentru pusul la păsări. Ha, te mănâncă pe o furică. Păi ia, Jean. Unii, acolo ai, acolo, după cum am văzut. Și domnule, încolo, du-te de aici.
Stai cu minti! Și? Unde te duci? La măsuță, n-ai zis? Lasă-l, tine, la căsă! Hai, domnule! Treci eu toată care treabă! Te-a păcat din salța? Ai stau la discuții. Tu nu știi cum să scoți pârleala și ai făcut. Ce-am făcut unde? Ce-am făcut? Ce ai făcut? Ce ai făcut? E bun așa, e bun, nu? Da, e bun. Unde? Ce-am făcut? Hei, ce ai făcut? Toată lumea ne-a zis. Bă, dar aici nu iese drept. Ia de acolo. Ba da, e perfect așa. Bun? Da, e perfect. Leagă acolo, străz. Nu prea pot să o leg. Ha? Nu prea pot să o leg aici. Aduc un câini aici. Ha? Aduc un câini aici. Ce câini? Câlinul de acasă l-aduc. Gardurile-s făcute, îi dau drumul în curte. Fac poarta acum acolo. Are 4 metri asta? Da. Da, mai la de la alea, că așa. Și tot timpul calculează aici să vină gaura. Aici. Trebuie să o măsori exact, ai ruletă, n-am ruletă. Are 4 metri. Da, dar eu trebuie să dau la 2, nu? Da, din 2 în 2 metri, așa, cu aproximații, da, între ele. Mă interesează mai mult să vină acolo, știi? O fi 2 aici? Da. 1, 2. Perfect, nu? Da. Deci ar veni o gaură, 1, 2, 3, 4, 5 găuri vine partea asta, 5 șarampoi și cu 5 acolo, 10 șarampoi. Și ai... Dar nu mai este benzină. Ba, ai pus benzină? Da. Ha. Mi-au sărit, domnule, de la cosătoare, că uite, n-am avut ochelari. Dar erau niște ochelari de acolo, da, nu știu. Dacă nu mai sunt ochelari, în pod, de ce nu te duci în pod? E cu patea lui special. Dă-te pe aici, stau, dă-te pe șala și primul faci pe aproximat. Ferește ața, ața. A? Ața, băi, ferește-o. Cum o ferești? Dă-te, așa. M-am jurat că nu mai fac mâncare eu. Hai, te-ai jurat că trebuie să-ți respect neapărat jurământul, te-ai jurat ieri, azi nu sunt mai valabil. Păi și când ce-ai făcut, dar tu nu mai ai la mâncare la tine? Nu mai ai mâncare acum? N-am mai avut acasă. Văleu. N-am mai avut nici salam, nici nimic. Și cum adică, și ce-ți fac acum? Du-te, domnule, la tante Ileana, șeri două ouă și fă două ouă. Măcar să pun mațul în contribuție aici, să mai pot să mai dau găuri, că nu mai pot să dau găuri. Hai că mă duc acum. Mă ajungeam la niște mărunțăi și mă duc la tantele azi, eu nu știu ouă, că nu. Mă scot la capăt cu el, dacă nu faci, dacă nu-i fac mâncare, nu mai faci. De asta era așa de activ, fugea când în stânga, când în dreapta, că el era pus la cali, cu burta, nu mai avea treabă. Frumusății, ce frumusății. Tantileană! Deja m-au auzit, Tantileană. Bobiță! Bobiță, și ai bobiță!
Ha? Și ai bobiță. Și bobiță, și ai. Da. Da și faci tantilean. Da? Am, ne-am apucat și noi treaba acolo cu gardurile, cu... Hai, du-te, hai, vine și tăi uleac! Voi de mine, dar mă așteaptă Tiberiu, că o zis că e foame, bre! Ei, lasă-mă! Da, plânge, faci și panoramă! Hai, vine cu asta, tăi uleac! O zis că e foame! Foame, ești eu foame! Ești... Eu să stau, uleac, dacă ai zis matale să stau, stau! Auzi, o venită mașină cu scaune și cu mese! Da, au fost și la noi! Erați aici, nu? Da! Ne-a lăsat o masă, ne-a lăsat o barză cu niște și pierci așa făcute din lemn. Da? Da. Jaba. Da, da, le-a lăsat acolo. Da. Ei, ce le-a lăsat așa? Da, cadou. Cadou. Care îmi trebuie o masă? Am dulap acolo, măsuță, masă aici. Masă aici, masă pe dincoa și... Nu-mi trebuie o masă acolo, trebuie să o scot. De câte ori vine coptii și ia masa cei de acolo. Și, da, și i-am dus-o în casă, că e frumoasă, și-am scos-o pe asta din casă. Și-am luat masa, un milion și băncuțele. Da. Și mi-a dat bureț, bureț și-a de pris. Aha. Dar Antileanu și zice, am venit, dar da. Când dai mătale bășin și ouă, să-i fac un scrob lui Tiberiu, că o zic că e foame de nu mai poate. Da, ai o-ți... ulei. Dar cum să nu am? Ai? Dar cum? Că vrea, o să, nu mai faci treabă dacă nu îi fac mâncare. Măi, eu și-am foame. Auzi, poate să dai la telefonul meu, cum să spun eu? Cum dracu? Sonorul? Da, îl dă-l încoașe. Dă-l încoașe să văd. Vine cu neacule, te dă-i el lui Cornel. Ce-a făcut? Baba s-a supărat cu ăsta. Aha. Frumos. Da. Ia, dă telefonul. De la băiat, mamă, să spui. Vălea, vălea, vălea. Poftim. Nu! Dar nu fac panaramă cu Natali. Ia, ia. Nu te le mai dau. Dar cum? Dar eu dau și eu un bacșeș cum adică? Ei, uite așa, gin. Gata. N-ați dat și ouă, tai de gură! Hai de mine, nu te fac scop, uite-o și vreau. Atunci apoi dacă nu... Nu trăiesc, de acum, nu! Mari poză. Că eu te-o veni băieț și ea. Care? A! Eu te n-ați o floare, bine. Îi dau fost învălită, știi, asta e o cutie. Care? A, și e floarea și e? Da. Ești frumoasă. Ietșoară, cum să spune. Ești frumoasă. Da, care o vine la noi. Că da, s-o zis că mă văd pe internet să ne aduc o floare. Da. Ai mai, Cornel, și că lumea crapă în neca și baba se cheaptă în cap. E, da. Am făcut și eu un spălat pe ei și am mai făcut, băi, Cornel, am mai spălat. Și duminică avem musafir, nu e hramul. Da, dar eu nu fac. N-are cine vine la mine, Vasului că a murit, normea nu vine. Lasă-l, normea nu vine, Vasului că a murit. Ești în chelegoală. Măi, Cornel, acum un an a venit Doina, cu Șernat, cu Barbato, s-o-n bătat. Și eu cu Vasilica am făcut sarmaler de umplut, mi-a cel doi cozonaș și ne-a făcut femeia. Mamă dragă, și am făcut noi, am fript carne, am... Măi, frate, borș. Tantele Ana, eu zic, bă, da, proste pe da, zi. Da, da, sănătate, mâncați sănătos, mamă. Să... Ai și apă, nu? Să fie, da, să fie da. Sănătatea găinilor. Ai prășuri? Ai prășuri barabule? Da, cum? Și apă, cum? Da? Da, cum? Da, dacă îți trebuie barabule să prășuri, îți dau eu. Am. Fac, îi fac un scrob, îi fac și eu ceva răbdi din mâncare acum, ca să n-am mai avut. Faci panara, bă, Tantele Ana. Faci... Da. Știi că faci tu, dar ia te, știi, ce om proastul nu te ia faci, ce-i faci? Da. Rata asta de pamea, dacă nu, noi vorbim amândoi așa. Da. El face treabă de-a cu tine, dar e cam așa. Da cum? Tu ești foc. E? Da, dar știi să râzi de culiță când
când a luat găinile astea. A, când zicea că să-mi iei și nouă? Să luăm 10 găini. Care mă ești apuristită? Numai să-ți facă omul din. Ca să mă ieșurite, să fac oameni cu găinile. Bun, părnat. Bun, sănătate, tante. Sănătate, mamă, sănătate. Mai venit la noi. Da, cu mare drag. Am stat o grămadă de vorbă cu tante Leana. Vrei să faci panorama aici, că e foame. Ca să zic că unde am stat? Da? Azi, ca să-și revii. Nici nu se mai aude gălăgii, nici nu mai faci nica. Ar fi culmea să-l găsesc dornit undeva. Chiar că nu se mai aude. Oare ce faci? Sunt tare curios. Dar și răcoare a venit. Faci treabă. Asta la ea. Ea are nervi. Cât ai statul ăla, tante Ileana? Dar și ai de tine să-l faci așa. Doamne ferește! Te duci după ce te-ai făcut tu. Eu stau și fac treaba aici, îți lihni de foame și tu ce faci? Ți-am adus ouă. Ha? Ți-am adus ouă. Uite la el și se umflă în piele. Cât stai? Am stat, dată cu el te duceai și ai fugit de acasă. Păi băiete. M-am menținut din vorba, tante Leana, m-a luat în casă. Ce-a făcut? M-a luat în casă, tante Leana. Ce-a ghezbuit iar? Nu ne-a dat nica. Este într-un cior. Este într-un cior, să vedem. Este într-un cior. Ce-a ghezbuit? Serios? Suflă! Tu zgura mai de muscă. Dar nu muscă. Suflă, că n-am. Nu-i vezi? Te-ai liniștit? Și tu te-o așa și... Am crezut că te-o aghezmuit. Că gata. Nu mai faci nici mâncare, nu mai faci nic. Ce-ai chezmuia lui? Băi, băiete. Fac o pari mă liber. Nu, dar nu știu ce se întâmplă. Se întâmplă ceva cu tine. Eu cred că... Cred că și. Cred că nu-i răpit extraterestri pe amândoi. Da. Dar tu nu ești aici? Dom'le, au făcut experimente pe co... Sociali. Pe tranziția... Interstelară, galactică. Hai că ai luat-o razna. Mă știi? Uși! Bă, Leu, te-ai pus pe mine. S-au pus pe mine. Îți luarcă, eu nu mai poți. Ai făcut ale treabă, nu-i poți. Ia uite. Hai, nu se vede. Nu se vede. Dar îți luarcă. Care o leacă? Că am făcut o leacă mai multă. Ce faci de mâncare? Fac o bucată, mă ligă întâi. Mă ligă? Da. Și mă ligă cu ce-o mănânci? Goală? Goală o fac! Bă, mai degrabă te duci aici la... Serios acum. Unde? Mergeam aici la... La stână? La stână și luam o bucată de brânză. Și cu o șapă. Băi, și mâncam din itavăleam pe, cu burțele pe jos. Și făceam și un scrop, puni și jubile. Fai de mine și de mine și de mine. Ia, hai să mergem la stână. Vrei să mergem la stână? Ha? Hai! Mergem? Da, hai să mergem. Da, oare are brânză aici? Trebuie să aibă. Dacă nu mergem dincolo, la cealaltă. Unde? În sat. Ha. Nu cred că are brânză acasă. Trebuie să mă scriu telefonul de acolo, da? Unde-s cheile? Lăsăm tete așa aici, dar doar e aproape. Da, du-te, domnule, numai tu! Păi, numai tu, mamă, nici căni, că vrei tu! Ai, băiete... Nu mă mai înțeleg cu el. Am chinuit aici la gaură asta, am astupat-o și am făcut-o iară lângă și iar am astupat-o
Uite, aici am făcut gaură și am astupat-o, că nu... Și aici la fel, am dat gaură, nu știu care-i problema. Sunt numai și aratanii, numai am găsit și o lingură de aur. Unde-i lingura așa? Ui, am găsit o furculiță de aur. Unde? Că am pus-o aici. Corneli, vin încoa, am găsit o furculiță de aur. Tași, era aici. Iar e amendă? Pe aici undeva. Ia, cred că am băgat-o la loc. Unde e? Era o furculiță. Am dat o furculiță, dar n-am pierdut-o, nu știu unde. Lasă-mă cu furculița. Da, mă, era veche, mi se pare că era de argint. Dacă n-aș de platină, ce știu. Adiu, mă, că... Hai că ne foame. Ne foame din mai poși. Mamă, ne-ai făcut o poftă de brânză cu ceapă. Și cu foaie, și cu foaie de mine, și cu scrob. Să vezi cum mă tăvălesc cu burta pe jos acuși. Hai. Hai, ce mă, ce păr. Doamne. Poate n-ați observat că ne-am schimbat frizura. Ne-am schimbat și eu frizura, domnule, dar cât să stau cu creasta așa e. M-am săturat așa de creastă. Mă duc la stână. Să luăm brânză. Ce faci? Nu am încărcat telefonul. Nu încărci. Lasă ușor. Oare găsim brânză? Eu nu-mi frică că ne plimbăm pe drumuri și nu găsim brânză și nici gard nu facem și nici găini nu aducem. Și nici câini. Aducem și câini și aducem și brânză și ouă și tot aducem. Aducem, facem treaba. Găsim. A crezut că te găsesc doar nimic. Ce-i nebunică te treabă? Stai, doamne, așa tu! Cum să mă găsești dormind? Nu, ce faci? Lasă-ți, doamne, ușor! Cum mergem? Aici mergem sau unde mergem? Lasă ușor, băi! Îl las, domnule, ușor, dar am zis și la oră! Îți hârtoapele astea și vrei să fac. Ce-o asta, Antileana? Eu am zis că ești harnic, ești. Dar de unde știi? M-a auzit și la ajuns la urechile? Da, am zis că ești harnic. Faci treaba numai nu știu de ochi. Dar nu cred că are brânză aici, are brânză. Așa auzi să? Da. Băi, du-te, bă, de aici. Ești harnic rău, bă. Mi-ai harnic. Cornel, fără supărare, mi-ai harnic ca tine. Da, du-te, bă, de aici. Da, bă. Azi, bă, că râzi de mine. Serios, cu azi. A râzi de mine, tu. Tot e sârâi de tine, dacă nu știu, așa... Râzi de mine, așa, că te văd. Dacă aici e adevărul. Ai chef de gloame. De gloame. Dar nu cred că e nimeni acolo. Lasă așa? Hă? Lasă așa, liber? Liber, na, s-au dus oamenii să mănânce, să speli. Oare? Da, eu știu. Dar lasă ușor, băi! Domnule, ni poftă de brânză. Și vrei să urci mașina în două, cât e poftă de brânză? Dar nu rupă în două, nu vezi că e drumul bun. Lasă ușor. Lasă ușor, ușor, ușor. Ușor, domnule, că e ușor. Ia. Mă, și fain. Ai văzut că e fain? Da, da. Nu-i bun, nici așa. Nu-i nimeni aici. Are la cata pusă pe ușă? Nu-i nimeni, domnule. Are la cata pusă pe ușă? Ai, uite acolo, șerbi zero, faci ce trebuie. Strâng! Tu ai la cine strâng la cata? Strâng, domnule! Strâng la cata? Ia câinile! Uite ce mă spăreză de ei boala! Cuțulică! Unde stăpânii? Nu, să uite alții, uite casă. Unde stăpânii? Băi, cuțulic, unde stăpânii tăi? Mai are ceva acolo și se vede ceva acolo. O ediță, bă, ia! O ediță, dar doi, eu mă duc să văd ediță. Da, să mă duc să văd ediță. Lasă-mă că mă mănâncă cănii. Nu te da și are numai un singur cănii, domnule. Păi și mașini de stită bălească. Da. Și ți-e frică de cănile ăsta? Da, domnule, să mă duc să văd ediță, domnule. Al cănii acolo. Tu ești slobod? E slobodoare. Ia ce ediță frumoasă. Bee. Hai, bag-te acolo. Bee. Bee. O, ediță. Hai, domnule, dar unde mergem după brânză? La care om? În sat? Mergem în sat? În sat? În sat? Ce ai, domnule, ai dat în căprească de acum? Căprească? Doamne ferește, maica domnului. Nu mă mai înțelege cu tine. Lasă ușor. Bă, leu.
Ai mari pozne. Am găsit un copac cu gorgoază. De foame, o să bărbi el. N-am găsit nici acasă brânză la oameni ăștia, nici la stânașeie. Acum ne dușim. Unde dă drumul ăsta, Brin? Unde dă drumul ăsta? Te negrțești? După aceea la... La dreapta aici. Mulțumesc. Sănătate. Uite și digărei mai bagat. Ei, n-ai prin ieși, n-ai prin nimeni. Sunt bani dacă ai prin nimeni. Nu sunt am, domnule. Hai? E o leacă, după aloți ăștia mai în față. Băi, Emil și-am lăsat deschis tot acolo. Și ce-ți fac acum? Ha? Ce-ți fac acum? Las ușor, că e un copac ăsta. Ne dușim tu mai la stână, ne dușim. La slatină, aia vechi care știți. Care știți episodul ăla vechi când am fost la slatină, la fântâna de sare. Ne-au câinii. Era bun dacă luam o sticlă la noi și luam niște slatină. Da, bă. Da, uite, am mers niște apă. Fai de mine. Da, mai știu că ajungem la slatină? Da, eu am zis că căutăm un cad de brânză. Acum trebuie să mergem 10 km până la slatină. Ușor, domnule! Eu aș lăsa o datare, nu poftă de o leacă de brânză. Nu-i poți. Hop, mai și unde eu. Înainte. 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 Ia, și prăfălău din spate. Ador noi om popușoaie, bă. Hop, pe aici era. Nu, pe acolo, pe aici, pe nu? Pe aici. Păi dacă era pe acolo? Nu-i! Păi rău, eu nu știm drumurile astea să tești. Dar sunt ușor, băi! Dar sunt ușor, domnule, nu vezi că am 10 la oră. 10 la oră? Vezi că o 50 la oră? Prin câmpurile astea? Lasă ușor, lasă ușor, domnule. Domnule, nu vezi cât e de bun drumul? Dar lasă, domnule, ușor! Hop! Pe aici, prinde-o, pe aici. Ia, am văzut ceva acolo. Să știu unde e acolo. Ce-ai văzut? Ai, o floare. Am crezut că e căprioară. Unde am ajuns? Am lăsat o casă deschisă, am lăsat tot. Hai de mine. Brânza, Tomar, brânza! E brânza, domnule, urda, brânza. Nu te mai stai tot de brânză. Lasă, domnule, ușor. Cred că am greșit. L-am greșit, domnule. Hă? Hai de... Uite, negritești. L-am greșit, tăi. Nu l-ai greșit. Uite, negritești acolo. Nu l-ai greșit, tași. Mariu, ajungi mă hărțăști, coisăști, negritești, plăjești. Și plăjești. Valea lui Ion. Și plăjești. Lasă-mă ușor, domnule. Da, lasă-mă ușor, cu sarte mașină. Lasă-i. Lasă-mă ușor, trebuie să mai și-i fundul. Nu mai este. Mariu că nu mai este, uite, acolo trebuia să ajungem. Hai să vezi și pățăm noi. Să vezi și pățăm că ne apucă noaptea pe drum, hai să vezi. Cu o bucată de brânză. Cu o bucată de brânză. Da, acum, dacă ajungi. Băi, unde am ajuns să fai de mine? Băi, nu-i bun drum, am luat-o rău. Nu-i bună, am luat-o rău, dacă eu ți-am spus că am luat-o rău. Acum și facem. Trebuie să șifru în drum, să-l cobor la bale, dar și nici nu unde ajung. Eu ți-am zis că trebuia la strâng, nu mai ascultat. Ce ai, uai, de strofoși așa? Dar lasă, domnule, ușor! Să șun ea, bă, sar de mașină, sar! Stai că-i drum aici. Aici, uite, aici stai drum. Nu un porumb. Am găsit. Trebuia să știu. Aici stai drum. Așa, Mari? Da, aici stai. Lasă-mă ușor! Lasă-mă ușor, domnule! Îți ba, papoșoaie, știi unde... Papoșoaie, papoșoaie, te duci în papoșoaie. Lasă-mă ușor. Lasă, domnule, urmă. Bambi, stai de acolo, sar. Lăsă-i. Nu s-ai? Nu s-ai? Nu s-ai, că rup cioare. Adică n-am stai acolo, adică să... Lasă ușoare. Gata. Aici unde să iei? Tot înainte. Ia tot înainte. Are și drum încolo. Nu, de unde e încolo? Nu știu, domnule, dar sunt o grămadă de-a drumii. Dar cred că e mai gine pe nire, știi? Asta e
strierat, nu? Da. Lasă ușor. Oh, dar nu mă puteai să ieși. Eh, unde am ajuns? Acolo, în tâmpul. Acolo trebuie să ajung. Da. Lasă ușoară și păpșoaie. Bă, lasă ușoară! Lasă mai ușor! Doamne, maica, nu! Nu, vezi cum eu sar jos! Lasă-mă! Ți-a fost frică? Bă, lasă-mă ușor! Dar dacă era un șanț acolo? Dar era, dacă era, era! Da, eram acum pe sub roți! Eram! Ei, roțile sub noi! Uite, acolo era drumul! Așa la-i drumul! Așa la-i era drumul! Nu mai e alt drum! Nu! Lasă-mă ușor! Lasă-mă ușor! Unde sunt după? Ai, ne-am rătășit pe campi! Pe campi? Pe campi te-ai rătășit? Băi, dar și crie, uite! Eu cam luat-o rău. Zici? Așa la era drumul. Așa, dacă eu ți-am zis că așa la era drumul, nu mă crezi. Dacă ajungem la România. Nu e aici la drumul. Nu-i? Unde e? Așa e drumul? Nu, așa la, da, e bun așa. Care-i tot? Așa la e drumul, uite pe acolo așa. Pe acolo încolo, da? Da. Așa la e drumul care o iei la tine. Încolo. Nu sunt, domnule, doar sunt, domnule, ușor! Sunt și eu nebun, sunt plin pe inimă. Lasă-mă ușoară. Lasă-mă ușoară. Domnule, trebuie prânz. Lasă-mă, dă o bobă, dă o plică, mai șetă. Hop, hop, pe aici. Aici? Da, pe aici. Lasă-mă ușoară, nu ușoară. Da, domnule, e ușor, domnule. Da, asta e ușor la tine. Dar nu e ușor. 160 la oră pe câmpurile astea. Ai 160, nu exagera, cam am aici 70 la oră. Da, ai 70 la oră. Lasă ușor, lasă ușor, domne, că nu știi și... Știi drumul? Da, acum. Dacă e o gaură. Ca pe tatăl nostru. Tatăl nostru, fă mai degrabă, zici tatăl nostru. Da, cum vrei tu. Tatăl nostru care ești. Zi, ia uite. Da, am ajuns. Atâția kilometri, vreo 10 kilometri, ai ei făcut din cât timp eu făcut? Pe câmpul ăsta. Am ajuns, domne, dar nu mai are... Lasă-mă, lasă, domnule, ușor, că nu știi ce-i în față! Uite, sunt noi acolo. Lasă ușor, lasă ușor, lasă... M-am săturat, măi, să-ți lasă ușor! Câte ori ai zis? M-am săturat, dar nu mai știu. Câte ori ai zis? Nu mai știu. Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam bazme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. De pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare.